Salut! Nu mă fac mecanic sau ceva, dar am zis că așa o chestie foarte ocazională și neprofesională merită făcută. Nu e mare lucru să iau camera la mână și să vă arăt unele chestii despre întreținerea motorului. Poate ai auzit un bon gânit, un ceva, poate pur și simplu te-ai trezit că e întins, l-ai văzut cu ochii, dar un lucru e cert, nu merită să-l lași așa, nu e ok să-l lași așa ci ar am trebuie să te apuci de treabă în momentul ăsta și să-l întinzi înainte să te mai dai cu el. Deci ai nevoie de un standard, -er, nu e obligatoriu, dar e mai bine cu o cheie de 27 pentru matahala mea de motor, pentru altele e mai mică și o cheie de 10 și una de 12. Acum, sistemul nu e la toate la fel, dar uh, majoritatea îl aveți pe ăsta. Oricum nu e foarte diferită chestia între ele, așa că să-i dăm bătaie. Pentru început, desfaxul. axul. Micu secretă! O unează, ce ne va ajuta mai târziu Apoi fixează motorul pe uh, stander. Ai grijă să fie cât mai pe centru și să fie într-un loc drept cât de cât tu Pentru că n-ai vrea să cadă Apoi trebuie să destrângi uh, chestia care blochează axul Ca să-i permiți să-l miști Și pe partea și pe alta, bineînțeles Asta e cea mai importantă chestie la întinderea lanțului Să fie la fel pe ambele părți o destrângi relativ ușor, adică poți și cu mâna doar să o deblochezi puțin și atunci îi dai loc axului să se miște în față și în spate. Acum unii dintre voi poate aveți o chestie cu dinți pe aici, aia, acolo, acolo treaba e mai ușoară, doar pur și simplu o coborâți cu un dinte 2-3 în jos sau în sus în funcție de nevoi și pe o parte și pe alta și apoi strângeți la loc. Ca să întindeți lanțul, bineînțeles că strângeți șurubul la mic. O să observați că dacă lanțul se întinde, chestia aia pătrată, că nu pot să o numesc altcumva, de la ax o să meargă în spate cu toate liniile alea sau dacă o să-l scurtați o să meargă în față. Apoi după ce ați terminat de modificat și e la fel pe ambele părți, strângeți la loc șurubul ăla de 12 și faceți o verificare. E înțeles că se poate verifica și din spate cu vederea dacă e roata cumva strâmbă, dar cel mai bine de pe chestiile alea cu linii, acolo se vede cât mai exact ce ați făcut și cum ați făcut sau la dinți efectiv vă puneți și numărați. Cel mai probabil lanțul o să vă iasă cam așa poate, așa mi-a ieșit și mie chiar prima dată și noi e ok deloc, e mult prea întins trebuie să aibă un pic de spațiu ca să joace în funcție de cât de mult săriți cu el și cât de mult puneți suspensia la încercare, așa că îl mai destrângeți încă puțin după nevoi și da, cam atâta.